Nu e așa de aglomerat, poftiți mai în față sau de mai bine? Nu stați împrășteați toată biserica. Așa cum știm, în fiecare an, la 14 octombrie, Catedrala Mitropolitană din Iași sărbătorește împreună cu întreg orașul sărbătoarea cuvioasei Maicii Noastre Paraschevă, ocrotitoarea întregii Moldovei. Pentru a putea înțelege rostul sărbătorii, trebuie să înțelegem un cu totul alt lucru. Ce sunt Sfinții? Ce înseamnă un hram? Ce înseamnă o sărbătoare? Și care e rostul perelinilor la acest hram? În primul și în primul rând, primii învățători ai Mântuitorului Iisus Hristos au fost apostolii. Apostolii au fost cei care au răspândit învățătura primii credințe, după cum spune și psalmistul David în psalm, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. La rândul lor, apostolii au investit preoți, episcopi și diaconi în bisericile creștine, în primele veacuri creștine, veacul 1 și veacul al doilea, și apoi, din pronia și lucrarea lui Dumnezeu, s-a răspândit în lume învățătura dreptei credințe sau cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, despre care știm prea bine că cei 12 apostoli au fost întrebați de Mântuitorul Iisus Hristos în momentul ce au rămas la picioarele Lui. Voi de ce stați aici? Și au răspuns: la tine am aflat izvorul vieții veșnice. Ce este mântuirea? Ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Aceasta e mântuirea. Și să-L cunoască și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Deci ăsta e scopul plenar al Scripturii. Comunicarea de către cer, către noi pământenii, a existenței lui Dumnezeu în cer prin Fiul Său Iisus Hristos, care s-a întrupat în Fecioara Maria, după chipul și asemănarea noastră, Sfântul Atanasie a luat chip de rob, ca să ne ducă pe noi la statura cea de tâi de împărați. Ce ar trebui, în schimb, să știți? Că în centru greutății liturgice, în centru greutății scripturistice, stă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic. Și Mântuitorul a spus: eu sunt calea, deci El e calea care trebuie urmată. Eu sunt viața, de la El vine viața veșnică, pentru că ne-a dat-o prin pâinea cea vie. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Și eu sunt adevărul. De ce este adevărul? El spune clar: eu știu de unde vin și unde mă duc. Voi nu știți de unde veniți și unde mergeți, ca drept dovadă. Nu știi nici când te naști, nici când mori. Și uneori, fie vorba între noi, nu știm nici de ce am trăit. E și vorba populară, tu știi de ce trăiești pe pământ. Sfinții sau prietenii lui Dumnezeu și casnicii lui Dumnezeu sunt oameni bine plăcuți lui Dumnezeu care au împlinit poruncile Sfintei Scripturi încă din veacul acesta pământesc. Acum noi, ca oameni pământești, trebuie să știm să deosebim sfinții de oamenii de rând. Ați văzut că auzim în biserică foarte des termenul: biserica a canonizat pe Sfântul Cutare, sau biserica a ridicat în rândul sfinților pe Cutare. Aceea este o declarație umană a bisericii, o declarație liturgică, dar Sfântul rămâne Sfânt în conceptul imaginii bisericii, nu prin declarația bisericii, ci prin faptele lui. Pomul se cunoaște după roade, omul după fapte. Sau spune Mântuitorul și Apostolul Pavel: după faptele lor îi veți cunoaște. De ce? Pentru că la vremea de apoi, spune Scriptura, se vor ridica mulți hristoși mincinoși. Deci oare a fost nevoie să se folosească termenul de hristoși mincinoși? Ce sunt și hristoși adevărați? Sunt mai mulți hristoși adevărați? Nu. Sfinții sunt cei care îl mărturisesc pe Dumnezeu cel adevărat, de aceea și viața lor este considerată sfântă, pentru că au ajuns la măsura în care Harul Duhului Sfânt lucră prin ei, și avem patru mărturii. Una, minunile, și știți care e cea mai mare minune a lui Sfânt?
faptul că a ajuns sfânt. Deci ăla n-ajunge sfânt că vrei tu să-l faci, ci fiindcă este. Doi, are harul tămăduirii. Deci noi poți să mergem cu sutele și cu miile să trecem pe la cuvioasa Paraschevă să punem mâna pe ea. Dacă nu-i pic de credință sau nu-i lucrare, tu treci ca la bâlci. Deci n-ai folosit nimic. Tu acolo trebuie să fii într-o profundă concordanță. Ați avut vreodată vreun tranzistor mititel sau un telefon care are transformator. Dacă îl bagi la 220, arde. Dacă îi pui transformatorul, se încarcă. Și funcționează acumulatorul. Ei, așa sunt și sfinții. Când se conectează un sfânt cu un păcătos, nu rezultă nimic. Când se conectează un sfânt cu un sfânt, rezultă trăire. Și omul spune, am simțit, m-am vindecat, m-am curățit, m-am izbăvit, m-am luminat, dar în general noi nu ne luminăm, ci ne întunecăm. De ce ne întunecăm? Ne împingem, ne agităm, ne enervăm, creăm spiritul de turmă și nu întotdeauna asta e ortodox. Mântuitorul a vorbit de o turmă și de un păstor, dar de ce fel de păstor și de ce fel de turmă? Turmă cuvântătoare și despre care spune Apostolul Pavel, Hristos este capul, iar voi mădularele în parte, și când vorbește de mădularele în parte, vorbește ca și de ramurile unui pom. N-ai să-l vezi cu rădăcina în sus și cu frunzele în jos. Deci ramurile se leagă de tulpină, deci ramurile ordonate a acelui pom, că cele uscate pică și se aruncă în foc, să curăță butucul. Cel ce aduce roade să lasă, ce nu se taie. Și cum ne tăiem? Ne tăiem prin două căi. Tăierea de la har, deci spun unii, merg la biserică și n-am rezolvat nimic. Nici n-ai să rezolvi vreodată. Biserica nu e un centru comercial de impresii personale. Biserica este un spital duhovnicesc în care ne vindecăm întâi mintea și sufletul, ne regăsim pe noi înșine, de aia spune în Scriptură, în liturghie, pe noi înșine și unii pe alții, iar după ce ne-am regăsit pe noi înșine, regăsim ce? Regăsim trăirea de care avem nevoie. Simplitatea unui sfânt, modestia unui sfânt, sărăcia unui sfânt, bunătatea unui sfânt, milostivirea unui sfânt. Adică tu trebuie să te asameni cu sfântul ca să-l cauți. Trebuie să ai ceva comun cu el, trebuie să te atragă prin ceva. Dar dacă tu nu faci pravilă, nu te rogi, nu te închini, nu postești, nu mergi la biserică, dai hramul cu Cuvioasei Parascheva, mă sui în tren și plec la Iași. Cu ce te-ai asemănat cu sfântul respectiv? Doar că v-ați întâlnit față în față? E ca la casa de bilete. Dacă ai dat bani, te taxează casierul și îți dă biletul. Dacă nu, nu e nimic. Dacă ai trimis harul, primești harul. N-ai trimis harul, nu e nimic. De ce vă spun lucrul ăsta? Pregătirea interioară a omului pentru o sărbătoare constă în puterea tainei Sfintei Euharistii. Dacă te-ai împărtășit și ai sărutat Sfântul, pe deplin te-ai folosit. Dacă ești în rugăciune și ai sărutat Sfântul, te-ai folosit. Dacă nu, este doar o călătorie. De aceea v-am spus și spun, să nu ne transformăm în turiști, să ne transformăm în creștini călători în căutarea mântuirii. Cuvioasa Parascheva a fost acest gen de om. S-a născut de mititic, a mai avut un frate Eftime, nu stau să vă explic povestea cu Epivata, a ajuns în cele din urmă la Ierusalim și a ajuns în pustie. Deci sfinții nu se fac pe recamier sau la televizor. Sfinții nu se fac cu frigiderul plin de carne sau cu supermarketul la poartă. Deci în pustie. Categoric, locul unde diavolul bate război cu sufletul uman și cu puterile sufletești. Le-a învins. Dar boala necruțătoare a ostenelii, deci aici intervine și boala trupească, intervine și neputința noastră firească, face ca pe la 20 și ceva de ani, să nu credeți că Cuvioasa Parascheva a fost o babă de 86 de ani care a citit toată viața psaltirea, era o copiliță tinerică, la 25-26 de ani aproape s-a săvârșit din viață și a fost o anonimă, n-a stat să aibă indicator, vă rog veniți la mine că am stat în pustiu Iordanului, nici vorba, a avut o descoperire, s-a întors în satul natal, a slujit la o biserică Sfinții Apostoli,
Bineînțeles, acolo în satul Epivata, venindu-i sfârșit, a fost îngropată pe malul mării. Deci a fost îngropată ca orice sărac, nici măcar într-un cimitir, ca să vedeți. Ori schimbarea unui curs de apă a făcut cu timpul acolo să devină țărm, dar categoric nu-i vorba de așa ceva, pentru faptul că în momentul când în urma unui naufragiu a fost găsit un hoit de marinar târât de apă la mal, oamenii l-au îngropat. Unii l-au îngropat peste trupul Sfintei Cuvioase Parascheva. Un om credincios, un oarecare Gheorghe, că noi avem termenul, bă, nu fi Gheorghe, dar Gheorghe e Gheorghe, un mare sfânt, nu-i Gheorghe de la țară, cel care e lene să citească și să scrie. Ce a făcut? A visat noaptea o împărăteasă cu coroană de stele care a spus, luați hoitul ăsta de pe mine că mă obosește. A simțit, a marcat locul, a visat și a doua oară și a treia oară, a săpat și a găsit trupul Sfintei. Bineînțeles cum era în Imperiul Otoman, categoric că a devenit marfă de contrabandă, fiind în Patriarhia Constantinopolului și aceasta având o căruță de datorii și mii de galbeni de dat la poarta otomană, ea a devenit marfă de schimb, în schimbul cărui fapt, că ar fi grecii și Bizanțul credincioși, niciodată. Bizanțul este doar o urmă a ceea ce ar fi trebuit să fie o împărăție creștină. Mândrie, slavă deșartă, veșminte, lălăială, podoabă, impresie, dar în final și-au vândut pe sfânta lor, deci ca să vedeți cât prețuiește credința creștină când e vorba de bacșiș, și-au vândut pe sfânta lor ca să ia saci cu bani să-și plătească datoria la poartă. Putea să n-o dea niciodată. Dar Dumnezeu, care întunecă chipul și firea omului slab de cuget și vândut satanei cu sufletul, a îngăduit lucrul ăsta, ca locul ei să fie într-o țară creștină, nu într-o țară otomană. Și ce a făcut? A venit Vasile Lupu al Moldovei, poate o fi și sfânt, Dumnezeu știe, a adus 200 de pungi de bani de aur, greutatea raclei și a sfintei în aur, fiecare pungă conținea 80 de piese de câte 2-3 grame, fiecare monedă, faceți calculul cât aur, l-a dat nesătuilor otomani la poartă și au dat pe Sfânta Parascheva și au adus-o la Moldova, unde a stat la Biserica Trierarhi, unde astăzi este pusă răclița cu obrazul Sfântului Vasile, partea de jos, falca. În urma unui incendiu, nu stăm să facem povești nemuritoare, le găsiți în Viețile Sfinților, Cuvioasa Parascheva a fost mutată în Catedrala Metropolitană, care este cea mai reprezentativă biserică a Iașilor, unde o găsim și astăzi. Minunile se fac după credința fiecăruia și în miile de perelini care vin și vizitează pe Cuvioasa Parascheva, se vede că Dumnezeu proslăvește și alți sfinți. Am zâmbit într-o zi, în urma unei discuții, că cineva mi-a spus să vă spun o minune de a Cuvioasei Parascheva. Credeam că îmi spune ceva nou. Zice, venind odată două babe de la Galați și vrând să se închine la Sfânta, i-au zis, copiliță, ridică-te să spunem perna sub cap. Și moaștele au ridicat capul, de-aia se întâmpla pe la 1800 și ceva. Oare de atunci n-au mai fost babe sfinte care s-o roage pe Cuvioasa Parascheva să ridice capul? Sau credința noastră e prea slabă ca Sfânta să mai facă minuni și stărnice față de noi și oarecum distantă prin faptul că oamenii uită că Cuvioasa Parascheva a murit în post, în dureri, în suferință, spune troparul. N-a căutat la trup că ce este trecător, ci a purtat grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta se bucură cu îngerii preacuvioasă Parascheva, Duhul tău. Și probabil când vede acolo la raclă, să-mi mărit fata, să-mi vând mașina, să-mi cumpăr apartament, să-mi găsesc nevastă bogată, să iau examene, să ajung un doctor bun, să meargă afacerile, să meargă societatea. Stă și râde. Uite, bă, ce-mi cer ăștia, nu-mi cer mântuirea sufletului. Eu am stat în pustie să le fiu un model de mântuire, ei vin și-mi cer parale, parcă la mine e BRD-ul. Și lasă-mi pace. Merge-vă după izvodirea minților. Și stă liniștit acolo în raclă, nu spune nimic.
îi lasă să treacă cu impresia că le-a și ascultat rugăciunea. Dar pe cine ascultă cuvioasa Parascheva? Pe cei ce cer cu credință, cu har și cu putere multă. Vindecă un cancer, vindecă o ciroză, vindecă o întristare, vindecă o durere, o suferință, o operație, un necaz, îmblânzește un copil obraznic față de mama lui care se roagă, față de tatălui și așa mai departe. Nu se ocupă cu ghișefturi. Nu-i treaba ei. Un alt lucru care trebuie să ne rămână de la cuvioasa Parascheva, cinstea și demnitatea monahală de care a dat dovadă ca să fie numită împărăteasă. Aici se împlinește cuvântul Sfântului Paisie cel Mare, sărbătorit pe la 18 sau 16 iulie. Cinste este împăratului să lase dregătoria și să facă monah, cum a făcut Iosaf, împăratul Indiei. Dacă ați citit Varlam și Iosaf, este o partitură de vezi de sfinți pe care și Mihail Sadoveanu a povestit-o foarte frumos în una din scrierile sale, probabil l-a marcat, el fiind și un om religios, pe lângă cea de cărturar. Și rușine este monahul, a lăsat dregătoria ca să facă împărat. Asta în raport de faptul că viața monahală atrage după sine trei virtuți și trei slăbiciuni. Trei virtuți sunt mântuirea, curățirea sufletului și sfințenia, scopul pentru care te-ai călugărit, dar în același timp atrage trei slăbiciuni. Orgoliu, care vine din singurătate și din lipsă de comunicare, întristarea, care vine din lipsă de semeni și de însingurare, poate răutatea, care vine din neîmplinirea sufletească sau neîmplinirea intelectuală a minții sau neregăsirea în Iisus Hristos, și atunci se creează acele capricii de oamenii să mușcă între ei. Noi le numim ispite și curse ale diavolului. De ce lucrul ăsta? Pentru că în momentul când citești Patericul și ești tânăr și plin de evlavie, ai impresia că Sfântul e un obiect pus într-un dulap de catifea, de undeva sare pururi tămâie, de undeva miroase pururi anart, Sfântul are un evantai cu care își face vânt, nu. Sfântul doarme, îl dor măselele, îl dor genunchii, îl doare și raspinării, mănâncă, se ostenește, e încercat de diavolul, luptă patima trupului, patima minții, răspândirea gândurilor, el se luptă cu ele să le învingă. Dacă le învinge, ia cununa. Și cuvioasa Parascheva, tocmai de aceea când vă duceți și sărutați moaștele, vedeți că pe frunte are o diademă. Aia este cununa muceniciei care se pune și la miri când se mărită și se însoară, simbolul cununei neveștejite a măririi lui Hristos, că ai putut să învingi viața cea trecătoare și să trăiești și pentru viața cea veșnică. Acum noi toți trăim cu ideea de viață veșnică, dar nu o să ajungem prea de grabă și prea des la măsura cuvioasei Parascheva, ca drept dovadă că de la cuvioasa Parascheva încoace, deși a stat ea prin Târnovo, deși a stat prin Belgrad, deși a fost luată și de Ioana San și de Kneaghina nu știu care a Bulgariei și așa, și a fost peste tot model absolut de proslăvire, nimeni n-a mai reușit să proslăvească ca ea. Deci, vedeți, moaștele acestea nu sunt ceva ce găsești pe toată strada. Pentru că și aici Dumnezeu are o lucrare înaltă, care sună cam așa. Bucurase vor oasele cele smerite. Închide telefonul că mă doare capul. Bucurase vor oasele cele smerite, spune în Psalmul 50. Ce înseamnă oasele cele smerite? Nu toți sfinții au bucuria de a dobândi de la Dumnezeu trupul nestricăcios. Nu toți sfinții au puterea de a dobândi de la Dumnezeu neputrezirea. Sunt sfinți care au moaște, dar sunt simple oase, galbene, mirositoare, parfumate, frumoase, pot face și minuni. Dar n-au dobândit nestricăciunea. De ce? N-au ajuns la acea măsură de unire cu Hristos, la care a ajuns, să spunem de pildă, Fecioara Maria, care nici n-a mai gustat stricăciunea, ci s-a mutat din moarte la viață și de pe pământ la cer. Cuvioasa Parascheva a fost un vas ales nu din lucrarea pământească, ci din lucrarea părinților
care i-au crescut și i-au educat cum trebuie. Aici este rolul familiei ortodoxe în viața creștină. Cum a spus Filaret de Moscova, dacă am mame bune, am duhovnici buni. Dacă ai duhovnici buni, schimb fața lumii. Deci asta e străduința. Cuvioasa Parascheva vine să spună, nu vreau să fiți toți ca mine, dar măcar faceți ce am făcut eu. Deci noi o iubim, îi citim viața, îi povestim minunile, dar trăim după minunile noastre, după viața noastră, după figurațiile noastre, după impresiile noastre. Și atunci așa se explică că nici până la ora asta noi nu avem o altă cuvioasă Parascheva, deși în țară avem 8.000 de monahii. Nu avem una. Deci se vede că n-am atins gradul de sfințenie la care a ajuns cuvioasa Parascheva. Și ea este singură și stingheră, n-are nicio treabă. Ea stă între credincioșii Moldovei, iubește pe oricine îi citește acatistul, pe oricine îi ascultă paraclisul, iubește pe oricine o sărută și respectă gestul. Dar nu și înseamnă că revarsă rapid harul că vrei tu. Nu. Vrea să simtă că tu ai trăit sărbătoarea, în primul rând, creștinește. Te-ai spovăduit, te-ai împărtășit, ai ascultat Sfânta Liturghie cu Evlavie, nu ți-ai pierdut vremea la 800 de tarabe de comerț, să vezi ce se mai vinde și ce prețuri sunt. Aia nu-i sărbătoare, ăla-i târg. Un alt lucru ce ne rămâne de la cuvioasa Parascheva este și acesta. Puterea de a face minuni peste fire atunci când e nevoie. Și avem două minuni distincte, mărturisite, trăite, văzute la vremea respectivă, prin care bombardamentul din 44 a lovit orice edificii din Iași, dar niciodată Catedrala Metropolitană. Și când o bombă chiar a ajuns în ograda Catedralei Metropolitane, n-a explodat. Deci și-a păzit singură biserica, n-a trebuit să o păzească altirerea grea. Deci semn că are putere la Dumnezeu și vrea să arate că poate. Se mai scoate racla și se face procesiune când e secetă. Asta în cazuri mari de calamități naturale. Și imediat plouă, cum se face și cu Sfântul Angel Nou de la Suceava. Aceeași mărturie, aceeași sfințenie, dar nu cu moaștene putrezite, ci cu o seminte. Tânăr, vrednic, tot așa, 20 până în 30 de ani, negustor de cai, undeva la Cetatea Albă, tocmai la Trapezund, părând califului că ar fi creștin și că renegă credința musulmană și o batjocorește. A mărturisit-o, a fost prins, bătut, schingit, târât de un cal, alergat, tras în el cu săgeți, omorât, decapitat, chinuit și când cineva să mai tragă moaște în bătaie de joc, a înțepenit cu arcul în mână, un turc, bineînțeles, nu un ortodox, la care s-a proslăvit puterea de faceri de minuni și Alexandru cel Bun a binevoit să-l cumpere la fel, să-l primească și să-l aducă în cetatea Sucevei. Deci ori fi tras sfinții în România, nu putem să spunem. Noi obișnuim să spunem poporul binecredincios, evlavia poporului român. Ori fi toate valabile, nimeni nu contestă că poporul nu are evlavie sau credință. Probabil le-a plăcut liniștea locurilor. Sau a considerat că aici, în Moldova noastră, trebuie mai mulți sfinți că suntem mai nepăsători și mai nesâmțiți, ca să spunem așa. Că pe român, dacă îl lași de capul lui, dă cu barda în Dumnezeu. Bea, fumează, înjură, curvește, fură și urmărește interesul, dar face și cruce. Ei, probabil că sfinții stau ca o dovadă că nu întotdeauna sunt de acord cu ceea ce facem noi, dar poate văzându-i să ne rușinăm și să ne îndreptăm viața. Ce ar trebui să mai știm despre cuvioasa Parascheva? Că tot în vremea când stătea la trei erarhi, un paraclisier neglijent, a uitat lumânările aprinse și s-a aprins toată lemnăria, stofăria, tot ce era acolo unde stătea Sfânta. Toate au ars și s-au făcut jăratic. Eclesiarhul, când a văzut întâmplarea, a spus, gata, s-a ars Sfânta noastră. Spre mirarea lor, când s-a dus, argintul era topit și racla de lemn întreagă. Deci, e interesant să urce focul, temperatura, să topește argintul și lemnul să nu ardă. Înăuntru, Sfânta dormea liniștită pe foc de jăratic, fără măcar să se fie atins. Ce înseamnă? Că focul Dumnezeirii e mai mare ca focul pământesc. Și acum spun eu, dacă focul pământesc topește tabla și te frici de el și ți-i frică, oare cu cât mai mare e focul dumnezeiesc care va topi și va reînnoi sufletele ticăloase în iad atunci când nu ne pocăim? V-ați pus întrebarea?
Și asta e o întrebare pentru acasă. Și ultima chestiune sau ultima părere a mea personală este și aceasta. Cuvioasa Parascheva va rămâne un reper duhovnicesc pentru viața morală și socială creștină noastră, în concordanță cu învățătura Sfintei Scripturi, dar va fi și cea care va fi aspru judecător la judecate, fiindcă Sfinții vor judeca nu lumea fiecărui nații, și ne va întreba de faptele noastre, spunându-ne doar atât. Ne-ați văzut? Ați trăit ca noi? V-ați rugat cu noi, ne-ați sărutat, ne-ați venerat, ne-ați căutat, ne-ați proslăvit în rugăciuni, ne-ați chemat în acatiste, de ce n-ați făcut voia noastră? Și vor spune și Sfinții, cum spune Hristos, totuși nu vă cunosc pre voi. Să ne rugăm ca toți care ne închinăm cu evlavie și credință, să avem viața și trăirea Sfintei Parascheva, să putem auzi bucuria Stăpânului. Vino, slugă bună și credincioasă, și intră în bucuria Stăpânului tău. Amin.